Fraților, surorilor, iubită familie care ți-a adus copilașul la binecuvântare. Din Psalmul 128, aș vrea să vorbesc și eu câteva cuvinte despre cântarea căsniciei, așa cum numea acest psalm Martin Luther. Bineînțeles că este o cântare a treptelor, a noua din cele 15 cântări, din cei 15 psalmi ai treptelor, și această cântare, care este de doar șase versete, începe cu un cuvânt foarte important pentru noi, și anume ferice, ferice. Sau, în traducere biblică, binecuvântat este. Binecuvântare. Raților și surori, ne dorim cu toții să avem fericire, să avem binecuvântare, dar priviți că Psalmul acesta, 128, în versetul 1, ne spune că există o condiție a fericirii, a binecuvântării. Și spune aici așa, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Ești sărac, ești bogat, ești învățat, ești fără carte, ești mic, ești mare, nu contează. Ferice de oricine se teme de Domnul. Și bineînțeles că aici psalmistul folosește un paralelism poetic și umblă în căile lui. Adică acea fericire care ți-o dă Domnul, ți-o dă pe baza fricii de Domnul, dar nu o frică pasageră. Nu este o frică, îți vine să te temi de Domnul, și după aia nu te mai temi de Domnul, faci răul, după aceea iarăși faci binele. Nu, nu, nu. Umbli în căile Domnului. Și căile Domnului sunt căile fricii de Dumnezeu. Am căutat puțin să văd în scriptură și sunt fraților și surori peste 200 de versete care folosesc acest cuvânt frică. Vedeți ce importantă este înaintea lui Dumnezeu această învățătură a fricii de Domnul. Dacă noi vrem ca Domnul să ne dea fericire în familiile noastre, noi trebuie să ne temem de Dumnezeu, fraților și surori. De multe ori, când mergem undeva și ne angajăm, luăm acel contract care l-am făcut cu angajatorul și ne uităm ce beneficii avem, ce putem să câștigăm, cât e salariul, ce drepturi avem și așa mai departe. Dar să nu uităm că în acea hârtie scrie și obligațiile care le avem. Și de multe ori noi citim psalmul 128 și ne bucurăm și spunem, măi, aici există niște răsplătiri extraordinare pentru familie. Și le citim și spunem, ce frumos, nevasta să-ți fie ca o viță roditoare, copiii ca niște lăstari de măslin. Apropo, fraților și surori, măslinul se spune despre el că și atunci când este verde poate să ia foc și să ardă. Și în chip simbolic vorbește aici psalmistul. Atunci când copiii tăi sunt plini de uleiul divin al lui Dumnezeu în interiorul lor, în inima lor, atunci ard de dragoste și de sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Mare lucru este acesta. Și ne uităm și spunem, mai să ai o soție credincioasă în lăuntrul casei tale, niște copilași ascultători, plini de Duhul Sfânt, mare lucru este acesta, să te bucuri de lucrul mâinilor tale, să ai o afacere, să vezi că prosperă, să ai un serviciu, să vezi că-ți mărește salariul, să ai sănătate, spune aici, ești fericit și îți merge bine, extraordinare binecuvântări, Dumnezeu le pregătește pentru cei care se tem de El. Dar uite, asta e obligația noastră. Frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii, este obligație, este datoria fiecăruia dintre noi. Și în special a bărbaților, capii de familie, stâlpii familiei, Dumnezeu îi cheamă și le dă această prerogativă divină sfântă. Frica de Domnul. Frica de Domnul. M-am uitat în scriptură să văd. Ce înseamnă frică de Dumnezeu? Frică reală și adevărată de Dumnezeu? Am găsit în Geneza, în capitolul 22, versetul 12. Este acea secvență din viața lui Avram, în care Dumnezeu îl trimite pe munte să-și jertfească fiul pe Isaac, pe fiul pe care îl iubea. În momentul când Avram, fraților și surori, urca Muntele acela, Moria, inima lui era foarte confuză. Știa că Dumnezeu i-a dăruit un copil, știa că el este binecuvântarea familiei și cel care va duce numele lui Avram în viitor, în istorie, dar nu îl înțelegea pe Dumnezeu ce vrea să facă. Ori Dumnezeu a văzut că în inima acestui bătrân de peste 100 de ani, a încolțit o iubire prea mare pentru copilul la mic ce i s-a născut și care îi purta numele și chipul. Și Dumnezeu a, vrut, a, vrut, a dorit printr-o operație dureroasă să scoată de pe tronul inimii lui Avram toată iubirea care o avea pentru Isaac, o iubire murdară la urma urmei, o iubire care îl detrona pe Dumnezeu și îl punea pe tronul inimii pe copil, și în momentul când Avram a ajuns pe munte, credința din inima lui a vorbit și a spus așa, chiar cenușă să-ți fie copilul, Dumnezeu ți-l redă din cenușă, că ți-a promis. În momentul când Avram a ridicat cuțitul ca să l lovească, știți întâmplarea, exact în momentul acela el și-a desprins inima de copil și a zis s-ar putea să nu-l mai primesc niciodată. Nu știu ce se va întâmpla. Vreau să-mi dezlipesc inima de el. Și Dumnezeu vede lucrul acesta: că Avram a făcut operația, l-a dat pe copil cu durere de pe tronul inimii jos și l-a lăsat pe Dumnezeu să domnească în inima lui. Și în momentul acela a ce spune Dumnezeu: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic. Căci știu acum că te temi de Dumnezeu. Fraților și surori, frică de Domnul, știți ce înseamnă să-l punem pe Domnul pe primul loc în inima noastră și în viața noastră. Dumnezeu să fie primul. Copiii au venit lui Iov și s-au dus, dar Dumnezeul lui Iov a rămas, a rămas același și a rămas pe primul loc în viața lui. Viața vine și ne dă lovituri foarte mari. Dar atunci când îl avem și îl păstrăm pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, atunci ne păstrăm identitatea de copii ai lui Dumnezeu. Domnul să ne dea înțelepciune. S-ar putea în slujire să facem greșeli, fraților și surori. Am știut și cunosc doi slujitori, doi slujitori, exemplu bun și exemplu rău. Când au mers tinerii dintr-o biserică la un păstor, și au spus, uite, băiatul tău ce a fost văzut că făcea. Și au spus un lucru negativ. Imediat, păstorul a luat atitudine și a zis, copile dragă, nu mai dirijezi corul, nu mai cânți în față și stai pe ultima bancă și te pocăiești. Și într-adevăr, s-a pocăit. Și acum acel tânăr este slujitor la rândul lui, este ordinat și este în slujba lui Dumnezeu am cunoscut un alt slujitor, copilul lui slujea la fel în față, în fața bisericii și tinerii s-au dus și au spus, vezi că uite ce se întâmplă. Și slujitorul ăsta a început să bombăne și a zis, tăceți din gură și lăsați-mă în pace. Și a zis la copil, te duci în continuare și slujești. Și și-a pierdut copilul. Copilul a ajuns pe căile lumii, și foarte, foarte greu, post, rugăciune și lucruri foarte grele ca să fie recuperat. Și acum nu știu dacă mai slujește în vreun fel, dar slujea foarte bine. Raților și surori, dacă pe primul loc îl punem pe Dumnezeu, atunci toate lucrurile o să ne meargă bine. Domnul să ne dea înțelepciune să înțelegem. Un al doilea caz din scriptură pe care l-am găsit, este următorul, Deuteronom 20,8, aplicația este în judecător 7,10. În judecător 7,10, un om al lui Dumnezeu, Gedeon, se uită la cei din jurul lui și le spune, cine e fricos să plece acasă? Uite, frica de Dumnezeu, o definiție a ei știți care este? Să ne recunoaștem că suntem oameni slabi. Asta e frică de Domnul. Să recunoști că ai fire pământească și ești slab și ești o trestie bătută de vânt de multe ori. Să te recunoști că ești un om păcătos în special în fața copiilor tăi, că nu ești suprapărinte, ești și tu un om cu limite. Am întâlnit un frate și m-am bucurat de el și l-am apreciat mult și era slujitor se ducea și, și disciplina copilul și dacă îl vedea pe copil că e într-un pericol de a cădea într-o deznădejde adâncă sau într-o stare care nu era după voia lui Dumnezeu, se ducea, plângea lângă el și își cerea iertare și zicea, te rog iartă-mă că te-am bătut. Și copilul era reabilitat și l-am apreciat. Am zis, un părinte ca acesta, mai rar, mai rar. Și slujitor, și om în vârstă, și să coboare lângă un copil și să-i spună: Te rog, iartă-mă. Tata, poate te-a lovit prea tare, poate te-a încertat prea adânc, te rog, iartă-mă. Lucru mare. Să te recunoști că ești un om slab, ești în fața războiului și trebuie să te duci. Și vine preotul și întreabă: Cine-i slab, cine-i fricos? Să se ducă acasă. Și tu cu capul plecat să. Ești și să zici gata, mă duc acasă. Eu sunt un om fricos, dar măcar, cum spune în Eclesiast, un câine viu e mai valoros decât un leu mort. Unul viteas care se duce în război, lasă că rezolv eu și vine acasă, nu mai vine niciodată, nu mai vine. Dar fricosul, săracul, trăiește până la dâns bătrâneț. De ce? A recunoscut că e fricos. Așa și în familie. Și priviți-l pe Ieremia, profetul lacrimilor. A fost un om lovit din toate părțile, dar s-a plecat, s-a zmerit, s-a recunoscut cine este și a supraviețuit. Ceilalți au fost duși în robie, Ieremia a rămas în picioare și a rămas în țară, pentru că a știut ce înseamnă să fii un om slab și să te recunoști înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu. Sunt un om slab. Ce mai înseamnă frica de Domnul? Înseamnă să stabilești principii pentru familia ta, principii sfinte. Deuteronom, capitolul 6, versetul 1 în jos, în special versetul 2, li se spune evreilor cum să stabilească principii pentru familiile lor, în așa fel ca să se teamă de Domnul. Și la versetul 3 și 4 în jos ascultă Israele Domnul Dumnezeu este un singur Dumnezeu, să n-ai alți Dumnezei afară de mine, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău, este acea rugăciune care rostesc și astăzi evrei. Dar toate acestea aveau ca bază frica de Domnul și trebuia poruncile lui Dumnezeu să le scrie pe ușiorii casei, să le lege pe frunte, pe mână și așa mai departe și să le întipărească în mintea și în inima copiilor lor. Aceasta este condiția fericirii, fraților și surori, sau parte a ceea ce înseamnă condiția fericirii. Pe primul loc să fie Dumnezeu, să te recunoști că ești om slab, dar cu toate acestea, să stabilești principii clare pentru familia ta, în special pentru copiii tăi. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și apoi, de la versetul 2 la 6, sunt aceste răsplătiri ale fericirii. Prosperitate, atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Longevitate, dacă vrei, sau sănătate, ești fericit și îți merge bine. Rodnicie, versetul 3, nevasta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Și pace, versetul 6, să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Fraților și surori, haideți să ne temem de Domnul și nu o să mai avem de ce să ne fie teamă. Amin.